Salutare băi și bine ați venit la un nou episod din MIR 4. Astăzi o să mergem pe efectiv într-o expediție cu Guilda, adică cu clanul pe care l-ați văzut. Acum e Fox Spirit Beast. Dăm repede Join Expedition și hai să vedem acum sute cu amicul nostru, Big Sera. Acum, din câte Salut. observ, salut, salut. Suntem cu Andrei Câmoșulică, Raf, masterul de la Guilda și amicul nostru. Ok, ne-a scris acum să venim pe aici, printre toată lumea care na, nu e. Mob de level 35, intra pe sol. Nu știu când putem să dăm drumul. Stai să punem și noi un pic de muzică pe aici. Mă rog, muzica de la joc, că, na. Știți și voi cealaltă cu opera aici. Și mai departe. E prima dată când participăm cu Guilda în așa ceva, eu și pe amicul meu. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. Dacă vă place, enjoy! Nu știu, trebuie să mai așteptăm un pic, trebuie să... N-am nici habar ce facem ca idee, adică... Join Party for Hills, auzi? Uiv, deci am întrebat cine este online. Ok, bă, noi nu suntem chiar așa de buni, din câte vedeți PS-urile mele sunt un pic cam... foarte micuțe. Față de un exemplu, nu știu, Andrei K, care are 35.000, am 27.000, nu mi-a făcut cum foarte multe chestii, o să vă învăț și pe voi pe viitor ce să faceți și ce nu faceți, că na, și noi, acum mai învățăm, na, ce să zici, ce să zicem, văd că Mira să ducem față, ce facem, ne ducem? Care? Hai! Să vedem ce se întâmplă. Haide! Ok, bun, începem... Da. Ma, bă, ce HP au ăștia, mă. Da, la level 35. Da. Bă, nu m-a prindit web-ul de data asta. Că na, sunt în hainele de casă și fac numai... Numai web-ul, numai web-ul. Mă dau un pic mai încet, au că de la se spawnează boss-ul. Dăm repede, am vrut să dau un pic mai încet, dar... Na. Ăsta e boss-ul cel mare. Pre-order după ce-l batem, dacă-l batem, îl vedeți la final. Aia Nu știu da. cum să dau. Mamă, cum îmi scade HP-ul. Stai să-mi dau un pic cu jocul mai încet, că e posibil să mă aud lumea mai tare decât cu jocul. Da, nu știu. Deci că nu Sperăm. are mult HP. Nu! Sperăm ca în vreo 10-15 minute să-l batem. Bă, da. Vezi că eu cam mor. Păi dacă mor, du-te, ascunde-te, să du-te mai încolo. Puh, mama. Băi, prostă-s mă că nu mi-am făcut quest-urile alea care trebuiau. Dar vezi că dă și mobii celalți între timp. Apoi, nu știu. Au, ce că a murit cineva, mă. John explain dă din nou. Aha. A, deci nu putem. Dar deodată ce am intrat, salut, nu mai... Na, o să stau un pic mai în spate eu. Doamne, mă, bă, de nu cred așa ceva. Stai să mai refac un pic heal-ul ăsta de pe mine. Vezi campionul ăsta pe care îl are magici. Noi avem Lancer-ul și care l-am făcut acum mai nou. Arbalet. Arbaleta, da, arbaleta aia dă de departe și aia chiar e destul de ok. Da, auzi, că dacă murim, ne dă din nou, na, păi acum... Să las pe auto-attack sau cum să las? Păi, lasă-l, dar între timp Aici? încearcă să te ferești de atacurile lui ăsta. Mamă, stai că începe să nu mai văd nimic. Nu, ți-o dat blind. Da. Nu, deci eu nu mai văd nimic la cât pe aici. Da. M-a luat pe mine target. Aaaa, băga mi-aș. Eu ce mai să du-te. Nice. Bă, stai că mi-am foc așa pe ca... În spate! Nice! Bă, dar mare kill ăsta de... Puh, warning, auzi? Ce că-și face HP-ul, mă? Da. Observi? Da. Dar n-are șansă, tu observi ce damage dă câte unul, mă, cine dă așa de tare damage în ei? Păi,
Ravzilla, Likerii, Moșulic, că văd că are ceva. Vezi că am dat de la ca să mă pot reînvia. Încearcă să vezi dacă pot. Dar nu, nici nu ești în party. Am înțeles. Păi nu, nu ești la noi în party. A, e clar. O să dat party. A, bai, că mă dă aici. Deși dacă mor, tot aici mă dă. Păi da. Asta e chiar bună fază. Hai că nu m-am dus. M-am tot dus eu. Ce mă, că n-ai șanse de... Îți mobi ăștia de aici, știi? Ia mă, că se explodează. De-aia ne scad nouă așa de mult HP. Pentru că sunt ăștia care explodează. Aia micuț. Dacă nu-i omor, explodează, băieți. Revive me again. Dăm parte, dăm parte cumva. Nu pot, nu m-am mers. Iar am murit, nu cred. Mamă, dar ce tare boss-ul ăsta, frate. Păi ce debuff mi-o dat. Nu-i baia că... Da, debuff. Da. Mă, nu știu dacă o să mai am eu chiar așa de mult. Da, acum... Dacă aveam arbaleta... Da. O, dar ce-i cu debuff-ul ăsta, mă? Nu scade viață. Las, că ne scade nou, adică... N-ai nicio șansă. Îmi scade viața, dar nici nu... Am luat un achievement acum. Din cât observ. Daily task-ul. Ok. Na. Iar am murit, frate. Bă! Ce eu am murit acum, dar nu știu. Mamă, de cât ți-o murit de data asta? Ai observat? Da. Da, dar uite că sunt aia magicienii care, efectiv, e ok pentru ei, adică... Da, normal, noi care n-avem așa damage mare, ar trebui să ne punem ăștia micuți. Hai că dăm dacă e. Până mâine... Dă pe aici stăm. Deci fii atent, o pușcată ăla și efectiv... Doamne, frate. Da. Prea, prea. E prea tare. Pentru noi, e prea tare. Poate pentru ăștia de level 50 și ce că de recomanda, nu știu. Fum, mă. Depinde și ce iteme. Da. Hai să le iau un pic în target, să mai dau și eu un pic de... Hai că nu dau 1000 de 100 damage în el. 100 pe hit. Da, ai văzut, de acum apărăm noi, adică mai mulți. Păi, mestru de la guildă, de la clan, normal ar face de unul singur, nu? Da, de unde? Nu sunt de unul singur, în 3, să zicem. Dacă ar avea același teme gen cum le are acum pe celelalte caractere. Ia, e... Așa dacă ți-ar ajunge timpul, 2 sau 3. Mhm. Până vin ăia, explodează. Da. Păi asta, asta e prostia, că vin ăia și explodează, știi? Și aia ne scad foarte tare de damage-ul. Ia, și ei alții mor, mă. Da, nu știu care schema, că eu sunt departe de el și îmi dă un hit de n-am treabă. Ia, avea de... Se reîncarcă HP-ul. Man. De mă bag acum ați gata. Da. O, ce spune... Vulpea. Iar am murit. Poate data viitoare să fii mai bun. Poate. Asta e, n-am ce să fac. Dă-mi seama că e prima dată când mă joc jocul și... Na, degeaba mi s-a explicat că... Na, asta e, data viitoare.
Două secunde. Așa, bun. Dacă iară să duce a meu, de zici că e artificiu de asta de panul nou. Să ia mă ce pușcă, aia toată e prostia. Dacă n-ar fi aia, ar fi mai perfect. Nici n-a pus să dai, să scazi ce niște ce damage. A deja iarăs. Adevărul că și pulpea cam dă destul de mult damage. Bă, mie îmi dă 2K. Da? 2K. Bă, deja am început de vreo 10 minute să dăm în el și are 600... ori 600. Păi am scăzut cam jumătate, că cu Da. 1000, 1200 am început. Ia că și RAF stă să își prefacă HP-ul. Ceva normal. Deci el are 24K, mă. Eu am 22K la HP. Eu cred că am pus mai mult la HP decât să pun în altă parte. Me. Stai că pe să mă nimerească. 400. Ce că m-am trica. Oh, mamă, dar până unde vine range-ul ăla ei? Mai dacă nu. Trebuie să știi bossul. Când se pregătește, Da. pregătești și tu mai repede. Știi Că ai care... șansă. Până ți se încarcă range, până îi se încarcă range-ul, tu mai ai timp să scapi. Da. Nu, că acum chiar acum am observat că a venit aia și au avut gen targetul fix pe mine, cu lângă mine, cum ar fi, între mine erau doi. Și chiar acum am observat că ăia scad cel mai mare, dă cel mai mare damage față de vulpe, mă înțelegi? Da. Și la tine este prima dată. Da. Totuși, vedem. Știi ce ar trebui să bage, poate pe viitor? Un exemplu, nu știu dacă, sau există la un caracter să-ți dea heal. Cum era pe Silk Road, clericul. Ar fi chiar bine, mă înțelegi? Bă, este. Chiar Da? este. Dacă te uiți, gen, cum ai nivelul, PS-ul, lângă Peaceful, vezi acolo albastru, care-i cu roșu, mă gândesc că alea, heal. Am heal, am HP recovery, psychical defense, boost, guardian cycle, combo, mai am pe acolo. Și mă gândesc că astea cu roșu, se mă gândesc că boss-ul ți le dă. Astea albastre mă gândesc că caracterele. Nu, mă refer cum a fost pe Selcurat clericul. Mă înțelegi? Deci Aia că... zic. Na, nu știu. Eu asta cred că Ia, vezi la Mușulică un exemplu și pare un shield pe lângă el. Asta chiar e bine. Opa, m-a adus mai mult pui de ăștia de lupi. Naruto, tu ești. nu știu cine are așa mare damage, dar a murit dintr-o bucată. E clar. 30K mi-o dat. Păi ăștia care au apărut acum. Ia, stai să mă duc să pun targetul pe unul măcar. Are level 35. A, nu. Vă spală ce pușcă, că alea dă foarte mare damage. Cu fulpele, că vă nu prea dau așa de mult. Asta ce pușcă, de asta le face așa, e imposibil, să zic. A murit.
Numai că am stat lângă alea ce-o pușcat, deci... Tom, ce temești poate să aibă alea, mă? De Ne, mare. deja ne batem de 15 minute. Mă rog, eu mai mult am stat, nu... Cred că din 15 minute, 5 minute am stat, adică... Are încă 300, boss. Da? Și eu 20 de secunde până la research. Research asta, până să-mi iau... Să-mi reiau viața. Abzai? Ce faci? Aha. Da, și ăla văd că... Ah, degeaba. Data viitoare o să venim cu un caracter mai bun. Cam deja mi-am început un caracter, nu pe ăla pe care îl vedeți pe episoade guys. Alte. Mamă, dar ce... Fii atent, frate, din 22K abia de mai am HP. C-o pușcat o prostie de aia. Oh, mamă, dar n-am șanse. 200 mare. Da, nici eu. Mori. Bine, tu ești în parte cu ei, ai toată chestia. Da, iar am murit. Hai, Ai murit și alții, câți? 2, 3 dau acum pe el. 4. aia care au Uite, o sârg murit mai tot bun. pas. Ma, nu, La mine. nu, sârg. Asta nu murit încă. Apsai, Rafu, Likery. Deci, da. Mam, 16 secunde, tot crește. Dacă mor mai, de mai Da, multe ori, tot crește. tot crește la da. Hai că acum și-o pierdut. Hai că trebuie să dau grade la Prostia aia. cineva pe Discord. Care nu prea... Care alege în schimb alte persoane. Față de ce ar trebui să aleagă. Uite-te, frate. 3K mi-au scăzut numai dintr-o prostie, mă. Da. Mai bate-te. Am murit împreună cu 5 de... și cu Raf. A, mamă, 50 de secunde. Nu cred așa ceva. Da, a murit 1, 2, 3, 4, 5 persoane. Nu, 6, îți cred. dai seama că o să spună liderul după aia, bă. Ai mine, dar nu se poate da cumva revive? Nu știu, chiar nu știu. Dacă ești mort, nu poți să dai. Oh, uite-te pe unde are range-ul deja, mă. Aia, da. Mare puțin. Păi puțin, stai că normal cred că am impresia că ar trebui să fim noi în viață. Fii atent pe inii, două hituri odată. What? Mă, n-ar trebui să lăsăm ca să-și prefacă viața. Nu, cred că și-o reface. Păi să sperăm. Dacă începe să-și o refacă, gândește-te că deja filmez de 18 minute. Deci e cam un pic, cam jale. Să spunem așa. Hai să începem să dăm pe 155, nu e chiar așa de mult, să zicem. Faza ar fi... Știi ce ar fi o fază dură, nu? Nu-i merge. Să ne scoată pe fiecare de meci înainte de final, adică să murim toți, E să nu mai neamă de putem ce da asta? revive, stai un pic, să nu ne mai putem da revive și să nu mai putem intra înapoi. Hăpt aproape de final. Oh, cred Ce că... este? Error privat? Bă, mai știi? Bă, nu vreau să copesc. Da, știi cum e? Să nu spui ce ție netul. Să mie? Sau la alții? Bă, netul nu prea pică. Ca idee. Pică pe ăsta. Curentul. Calculator. Da, calculator, nu. E clar. Hârbul ăsta. E, duce, stai liniștit. Duce-mi net în 2, hu? Da. Bă, toată lumea zice că asta e seamănă cu Metin. Apoi, pentru că eu cam... N-am. Dar nu-i Metin. Da. Deci, hai, trebuie să știi... Du-te, 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 mă, odată! Hai, bă, puca să-mi dea. No, el e făcut otac și începe să atace.
43, mama. Sper să nu dai din nou celălalt. Duce, duce. Era să zic ceva. Aha, ca cum omori. Da. Mame, dar care dă? Da. Opa. 20 de minute a durat. De la început până la final. Oh. Deci... Am luat talisman. Și tu? Nu, încă mi-e în cinema. Gen. Păi dai skip. Nu da, nu da, nu da, că să vadă lumea cum e. Am luat și-o talismanul. Bravo, mă. Deci am luat talismanul. Enchant material. Crafting material. Selling box-ul. Ok, asta-s de... Mai mult. Clan coin. Ok. Epic Blue Dragon statuie. Demonicul. Nu știu ce face asta. Rare Blue Dragon statuie. Ok, și chesturi. Perfect. Bine, mă. Super. Așa că dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apeși pe butonul de like și subscribe. Eu am fost I'm Happy cu Big Sarah împreună aici și cu clanul, cu grupul. A fost cum a fost, dar frate, de acum mai mergem. Dacă se poate o să mai mergem, cum am zis, data viitoare o să fim mai buni. Asta e, ce să zic. Bun, te-am pupat, pa, pa.